Luni vom depune proiectul de lege care să transpună toate recomandările Comisiei de la Veneția și pe legile justiției, știți că vom face acest lucru, dar și pe codul penal și pe codul de procedură penală. Mă aștept să-l văd pe domnul Iordache spășit de data aceasta și să vină așa cu capul în pământ și puțin adus de umeri în față, să-și ceară scuze că toate aberațiile pe care le-a susținut în comisie împreună cu colegii sale de la Nicolicia, Șerman și alte subunități din PSD s-au dovedit a fi neconstituționale, să le scoatem din start toate acele modificări pe care le-au dorit și și-au dovedit limitele în momentul acesta și să ne apucăm de o dezbatere serioasă. Mă aștept să facă lucrul acesta cât se poate de repede, repet, după motivarea curții. Supărarea mea sau suferința mea este că vorbim de codul penal de atâta amar de vreme, fără să ținem cont de standardele în materie la nivel european, fără să ținem cont de sugestiile, recomandările Comisiei de la Veneția, fără să ținem cont, practic, de jurisprudența Curții Constituționale de până acum. Aștept și eu motivarea curții ca să mă uit așa în ochii domnului Dragnea și al ochii celorlalți interesați de câteva reglementări punctuale din codul penal și anume abuz în serviciu și încă câteva articole, ca să le pot spune că ne-au ținut țara asta în loc un an de zile, cu obsesia lor pentru abuzul în serviciu și o altă reglementare care să poată să-i rezolve problema domnului Dragnea, fără să se ocupe în acest timp de problemele de guvernare, fără să se ocupe de agenda publică a cetățeanului.